v-am speriat prea tare. Bine ați revenit la un nou clip la mine pe canal. De data asta am un invitat special. Cel mai special dintre invitați, cu ghilimelele de rigoare, evident. De ce? Pentru că nu se poate spune cel mai special. Dar tu ești special oricum, da? Pe numele lui? Luca. Și mai cum? Mateo. Și mai cum? Androni. Astăzi suntem, după cum bine vedeți, în bucătărie și dacă suntem în bucătărie înseamnă ceva și anume oarece? Mâncăm. Degustăm produse din nou, pentru că... Eu vreau să zic mâncăm. Ok. Degustăm. Ok. Am început eu să fac așa, nu vreau să spun că a devenit neapărat un soi de tradiție, dar voi continua să fac astfel de clipuri. Am mai făcut un clip de genul ăsta, testez produse din Brazilia, apoi l-am făcut pe cel cu produsele din Dubai, primite de la Alia și de data asta am aici un colet venit tocmai din Anglia, sau din Regatul Unit al Buckingham. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Dar ce e Buckingham? Palatul unde stă regina, nu? Care e capitala Angliei? Londra. A știut măcar capitala, hai că e bine. Bun, să vă introduc așa un pic în poveste. Dacă mă urmăriți de ceva timp, sigur știți că eu am o prietenă tare dragă mie, pe numele ei Sandra Nicolaescu, pe care o... pupă! Te pup, draga mea Sandra, și îți mulțumesc pentru inițiativa ta sau ideea ta de a-mi trimite acest colet plin de produse specifice Angliei. Acum, dacă nu o știți pe Sandra, eu o să vă las canalul ei linkuit în descriere pentru că are un content foarte, foarte diversificat. A devenit mămica, născută în România, iar acum s-a reîntors în Anglia și a început să posteze clipuri despre viața în Anglia, așa că dacă sunteți curioși puteți intra. Și chiar a postat de curând un clip cu parcă 10 ciudățenii sau 15 despre englez, nu mai rețin acum exact. Asta vreau să-l văd și eu. Deci am râs despre acel clip cu ea. Doamne, deci a fost circ. Leitmotivul clipului a fost de ce? De ce? Deci foarte, foarte amuzant. Chiar vă recomand să intrați pe canalul ei ca să vedeți acel clip printre altele, bineînțeles. Bun, dăm drumul la treabă, nu? Da. Habar n-am ce este în acest colet, însă pot să vă spun cu foarte mare siguranță că a fost plimbat și să vă explic și de ce. Sandra mi l-a trimis cu poșta și a ajuns un picuț mai târziu. Ei au spus o săptămână, dar a ajuns într-o săptămână și un pic. Și apropo de asta, vreau să vă spun că da, într-adevăr se plătesc niște taxe. Mi se pare că a fost o taxă de 16 lei și una de 8 lei, dar a venit acasă, nu a trebuit să mă duc eu la vamă sau ceva de genul ăsta. Eu ne mai fiind acasă la momentul sosirii coletului, fiind deja plecată la mare cu domnul de aici și cu bunicii lui. Și cu tati. Tati a venit după asta, urmează să spun. L-a preluat soțul meu și soțul meu evident că nu a știut ce este în colet și a venit cu acest colet la mare. Domnul l-a văzut și mare tragedie, mare, de ce nu filmăm la mare? Ei, ne-am întors. N-avem microfon. N-avem microfon, n-avem stativ, în fine, la mare era un pic mai complicat. Ne-am dus totuși în vacanță. Dar am revenit în București și trecem la treabă. Habar n-am ce e în colet. Oh. Se aude ceva interesant și... Noi știm doar de dulciuri, nu? Știm doar de dulciuri, da. Dar urmează să-l desfacem. Cred că l-ați văzut, dacă nu vi-l mai arăt o dată. Și hai să vedem tot cum facem. Te rog să-mi spui, dăm tot așa note sau cum? Păi tot note, păi desigur. Desigur? Desigur. Ok. Păi n-ar mai fi clip așa de interesant fără note. Da? Da. Mă, să știi că s-ar putea să ai dreptate. A, mi-a pus produsele într-o cutie de bere. Bravo, Sandra, ești... Glumesc, evident, ce contează cutia. Important este conținutul... Ce ai văzut? Nu cred că ai văzut nimic. Cred că... Mă scuzați dacă mi se vede ceva, dar nu este cu intenție. Acum, hai să-l desfacem pe unde l-a lipit ea. Că mă gândesc că așa ar fi cel mai safe și teoretic ar fi produsele cu fața în sus. Ia, să vedem. Doamne, Sandra, dar l-ai lipit? Vorba noastră, regina la scoci. Ok, hai. Exact cum bănuiam, produsele sunt aici cu fața în sus și stați să vă arăt. Așa ceva. Cam așa se prezintă. O să-l pun acum coletul aici lângă noi și o să le luăm efectiv la mână. Avem doar cărate sau? Băi, nu știu. Hai să vedem. Avem în primul rând de la Walkers. Aceștia parcă erau un brand care comercializează chipsuri sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Avem aici, am deja în gură. Ai, macarena. Scrie baked, what's this? What, na. Sandra, I'm so sorry, my dear, sper că pronunț bine. Avem ceva cu cașcaval, cu fuleți, ceva de genul ăsta. Arată ca niște. Hai să vedem. Cincin? Da. Oare, sunt curioasă dacă seamănă la gust cu aia de la Loto. Poftim. Cum adică? Aia de la Loto cu fuleția pe care mâncam eu când eram mică. Pic. Ce? Cum să? Nu să dăm note la sfârșit, e spune. Păi nu, dăm note acum, la fiecare. Păi da, eu zic note la sfârșit după ce mâncăm. Degustă. Păi am degustat. Păi acum zi tu prima. 8. 8 și eu. 8 și tu, bun. Bunicele nu au gust foarte, foarte intens de cașcaval, adică, spre exemplu, acelea de la Loto aveau un gust mai intens. Vreau să mă uit un pic și la calorii, cred că ar trebui să fac chestia asta, dar anyway. Per 100 de grame 494 și o pungă din aceasta are 16,5. Deci pe porția asta, pe o punguță din aceasta, 82 de calorii. Nu-i rău, dar nici prea bine. Anyway, interesant. Apoi, ce e asta aici? Că nu știu. Ceva. Zice Hand Cooking Norfolk de la Katie, cred. Thai Sweet Chili. Chili? British Potato Chips. Absolutely nothing artificial. Mamă, cât de tare! Ai gustit? Da, nu știu dacă sunt iuți. O să gust eu și dacă sunt iuți, îți spun ție. Cred că sunt iuți. Cred. A, dacă sunt iuți, da, da. Poftim. Cin, nu mai contează. Asta este gustul de chips exact specific Angliei. Eu la un moment dat am fost într-o tabără, m-au trimis ai mei în exil, glumesc evident, într-o tabără atunci când eram mică și am stat 3 săptămâni și nu eram deloc obișnuită cu acele legume fierte, motiv pentru care am și slăbit foarte mult, dar mă întrețineam cu chipsuri. Și este exact gustul ăla din copilărie, din Anglia, din tabăra mea de engleză din Anglia. Da, îmi plac foarte mult, nu sunt foarte iuți. Pentru mine, da. Sunt iuți, dar nu foarte. Astea cu siguranță, mă scuzați, stați un pic. Putem să facem ASMR. Astea cu siguranță, aduci-mi te rog apa. Astea cu siguranță vor fi, cred că am zis de 3 ori același lucru, anyway, vor fi preferatele soțului. Interesante, chiar îmi plac. Da, parcă nu știi. Poți să împingi tu produsele un pic mai acolo, te rog? Vezi că o să dai punga aceea jos cu fuleți. Ok, mai... Eu primul. Mai departe. Eu primul cu notele. Da, note, mă scuzați, domnul, vă rog. Scuze, Sandra, dar 4. Scuze, Sandra, dar 4. N-are mai nimic, că fiecare... Hai zi! E cu gustul lui. Între 8 și 9. Zici? 9, că mi-au plăcut mai mult decât celelalte. Chiar mi-au plăcut așa. Apoi, ce avem aici? Taste the difference. Cu brânză și cu ceapă. Mamă, cât de tare. Hand cooked crisps with creamy cheddar and sweet spring onions. Deci sunt niște chipsuri cu brânză, cheddar și cu ceapă verde. Iai. Hai. Te invit să iei un chipsuleț. Uite ce chipsuleț. Păi chiar că ai văzut. Cine? Cum sunt? Mai unul să-ți dai seama. Și asta e chipsuleț. Nu zic. Zic nota? Tu prima. Eu prima? 10. 10. Nu mă pot opri. Hai că te opresc eu. Mulțumesc. Da, se simte mai intens gustul de ceapă, dar nu e gustul ăla de ceapă pe care îl simțiți la chipsurile de la noi din țară. Din punctul meu de vedere este un gust mai mild, mai finuț, mai nu de ceapă de aia cu brânză, știți ce zic? Și gustul de cheddar, la fel foarte finuț și el, un echilibru foarte, foarte bun între cele două gusturi și zici că sunt șef Sorin Bondea. Nota, vă rog. 9. No? Ok. 9 este Sorin Bondea. Mai departe. Cookies. Yay! Ce avem aici? De la Maryland Cookies. 6 mini bags. Ah, uite, avem 6 mini punguțe. 99 de calorii per mini bag. Cam așa arată ambalajul. Și hai să vedem. Hai bine. Eu deja sunt cu ochii pe acolo să văd ce mai e, ce mai e. Deci chiar sunt produse specifice Angliei și încă o dată, Sandra, îți mulțumim. A să o punem deoparte. Ia să vedem. Cât sunt aici? 2, 4, da. Am amestecăm, sărat, dulce, cam așa arată. Eu zic că sunt dulci. Păi da, zic chipsuri, dulciuri. Mm. Îmi place că nu sunt foarte duri, efectiv ajung să se topească în gură pe măsură ce încep să-i mesteci. Și ciocolata aia are un super, super gust. Adică nu are gust de ciocolată din aceea ieftină, știi ce zic? Ia zi, mami. 9. 9 și eu. Apoi. Deci să înțeleg că tăierea ți-a plăcut mai mult cu brânză și cheddar și ceapă. Da. Mie oricum îmi place mai mult săratul decât dulcele și poate din cauza asta. Pe bune? Mhm. Apoi avem aici de la Sainsbury's ceva biscuiți cu lapte. Ia să vedem. 44 de calorii pe biscuite. Holy moly macaroli. Foarte mult, din punctul meu de vedere. Cam așa arată. Ăștia cred că sunt genul de biscuiți care ar merge la fel foarte bine la o cafea sau la un ceai. Mami, o să împărțim un biscuit, bine? Bine. Că avem multe produse de testat. Poftim. Ia să vedem. Mi-am dat 5. Exact gustul de biscuite cu unt. Sau, eu parcă zic că e cu unt, dar ei sunt cu lapte. Anyway, ceva dairy, în sensul ăsta, lactate. Mai dă și tu primul. Note. Păi eu vreau să dau primul. Te ascult. 6. 6? Doar atât? De ce? Că uite așa. Păi trebuie să ai un motiv. O explicație. Păi ție de ce le-ai dat 10? Păi de-aia nu le-am dat 10. Nu n-am dat nicio notă momentan. La chipsuri am explicat de ce. De ce? Că este un gust foarte bine balansat între ceapă și brânza cheddar. Eu dau 6. Bine. N-am prea înțeles de ce, dar anyway. Eu voi da un 8. Chiar cred că vor merge foarte bine cu un ceai sau cu o ciocolată caldă și nu sunt foarte, foarte dulci. Deci probabil... Caloriile nu prea înțeleg, probabil ori venit din lapte. Habar nu. Mai departe. Oh, ce avem aici? Arată ca niște gogo. Party Rings de la Fox. Every day's a party with party rings. Arată ca niște gogo. Cam așa. Dar eu vreau să văd dacă... În fine, hai le luăm. Gogoși. Aici gogoși, nu cred că-s gogoși. Vreau să zic să mai caut ceva sărat, dar nu văd până în fundul cutiei ce mai e pe acolo. Așa că le vom lua direct la mână. Astea s-au fărâmițat. Hai, cincin. Tot biscuiți sunt, cu ceva glazură. Cam așa. Stăricei ăștia, cred că din cauza glazurii. Cred că sunt cu ceva arome. Ia să vedem. Da, nu scrie. Dar este un produs bun și pentru vegetarieni. Pentru mine ăștia sunt mult, mult prea dulci. Și uite, de exemplu aici avem 25 de calorii per biscuite față de, cât am zis aici, 44. Și ăștia sunt mult, mult mai dulci decât ea. Notă? 8. 5. Sunt prea dulci, nu-mi plac. Prea mult zahăr. Apoi, ce am mai găsit? Ah, da, 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 Micado. Astea le știu. De la Lu. Aveam și noi într-un timp produse de la Lu. Sunt aceste Produse parcă japoneze sau coreene, nu mai rețin exact. Atunci de ce au venit din Anglia? Pentru că, uite, se găsesc și în Anglia de la Lu. Ele sunt fabricate de mai multe branduri. Parcă am avut și noi brandul Lu, dar nu mai știu, parcă făcea niște biscuiți buni, nu mai rețin. S-ar putea încă să mai fie, I don't know, sincer. Hai să vedem, să luăm cât un sticks. Și știu că am mai încercat pe undeva, am mai încercat parcă prin China. Atunci să le dai 10. V-ați fost în China? Da. Cine e cu mine? Bunicul. Oh. Bine, eu vreau mai mult în Italia. Tu vrei în Italia? Da. Cincin. Da. Are gust de ciocolata Lu. Îmi plac. Notă, vă rog. N-am terminat. Dau eu? Bun. Bun, bun. Dau eu? Eu zic 10. Foarte bun. Chiar sunt foarte, foarte bun. Nici nu mai vreau să mă uit la calorii. Nu mai vreau. Eu mai am o oră și plec la sală, adică ce-ar mai conta? Ia spune, nota. Eu n-am dat nicio notă de 10. Așa. La toate produsele astea și nici la astea nu o să dau. Ai de mine, dar ești foarte pretențios, dragule. Ba nu. Ok. Așa-i gustul. Corect. Nota. 9. Ok. Deci aproape de 10. Aproape de 10. Ia să vedem. Mai avem... Cred că am dat vreo 3-9. Mai avem o grămadă. Și nu știu cum să fac. Că dacă le vom încerca pe toate, ne va crește glicemia. Uite, hai să mai luăm ceva sărat. Eu cred că am dat 3 note de zi. Tot de la Walkers. Ce avem aici? Shortbread fingers. Ceva... Always all butter, our deliciously crumbly shortbread icon. Ceva de... Cred că ca niște crochete, ceva de genul ăsta, nu știu. Probabil Sandra acum se strică de râs. Dar asta e situația. Ce vrei? Desfac. Poftim. Mai cam greuț după ce te-am văzut pe tine. Deci, te descurci? Da, uite. Întotdeauna trebuie să te descurci. Ia să vedem. Dar nu mi-am dat seama, sunt cu sare. Deci, Sandra, te rog eu, pentru urmăritorii mei și probabil ai tăi, lasă aici în comentarii. A, asta chiar zici că e ca o pâine. Împărțim în 1,5. Bine. Pare destul de grasă. Ce vrei să zici? Cam așa. Ce vrei să zici, mami? Nu mai știu. Să ne spună Sandra ce sunt fiecare exact. Au gust de biscuiți. Biscuiții aia care ne dau la școală. Da? Da. Au gust de biscuite cu unt. De-aia graș. De-aia plin de calorii. Atunci nu mai mănânc. Nu-ți place? Ba da, dacă ai zis acum. Asta e. Facem un clip de ăsta la o lună, două. 3. Depinde când ni se oferă șansa. Nota o să dau eu. Prima, desigur. Dau eu sau dai tu? 7. 9. Ok. Paugul de biscuite care ne dau. Și îți placă ea de la școală? Bun. Tot un pachet de biscuiți de la McVitie's, ceva de genul Digestives, teoretic biscuiți digestivi cu gust de strawberry cheesecake, gust de cheesecake de căpșuni. Cam așa arată. Hai să vedem. Doamne, deci nu mi-a rămas gândul la chipsurile alea. Trebuie neapărat să sigilez punga. Nu, nu vreau, mulțumesc. Trebuie doar... Cum trebuie să sigilez? O să le pun o chestie de aia. Care să-ți... Da. Da? Ok, m-ai salvat. Da, nu știu dacă pot să scot asta de aici. Vreau să vă spun că am ținut pachetul un pic la frigider pentru că a fost plimbat cu mașina, așa cum v-am spus. Și cred că... Cred că ai făcut bine ce ai făcut. S-a întărit ceva pe aici, că nu pot să-i desfac. Cred că ai făcut bine ce ai făcut, dar nu la ăștia. Da. Nu am cum să-i scot, efectiv. Gustă, dar... Nu. Nu am cum. Chiar au gust de niște căpșune. Da, uite, o să iau și două frimituri de aici. Chiar au gust de niște căpșunele. Trebuie să-i lăsăm un pic la căldură, cred. Da. Dar da, au gust de căpșuni. Nu par foarte, foarte dulci. Par interesanți. Notă? Dacă aș putea să iau și o... Ia, încearcă să muși de aici. Așa. Eu nu pot să dau împreună. De ce? N-am cum. De ce? Nu pot să-mi dau seama ce gust. Da, nu pot. Dacă au firmit. Hai că ai luat o gură, ai putut să-ți dai seama. Nu pot să-mi dau seama, nu dau seama. Apoi. A, ce drăguț! Uite, astea sunt niște chestii pe care poți pune diverse. Tot de la Sainsbury's, Poppy and Sesame Seed Tins. Adică niște feliuțe de-astea cu susan și cu mac. Ia să vedem. Pe aici se desfacem. Cred că astea sunt mai sănătoși. Da. Poftim. Poate ne rămâne macul între dinți. Ce drăguț! Las că avem scobitori. Las că avem scobitori. Avem, avem. Îmi plac ăștia. Dau eu? Ok, dă-ți nota. 10. Și eu. Foarte bune. Chiar... Prima mea notă de 10 la clipul ăsta. Chiar sunt bune, nu? Mai avem 3 produse și am terminat. Ce avem aici? Strawberry pencils! Creioane cu gust de căpșuni. Creioane, mă rog, cu ghilimelele de rigoare. Cu gust de căpșuni. Hai să vedem. Îmi place că nu sunt foarte dulci, au și un pic de gust de acru. Foarte mișto. Notă? Da, tot de primul. Sunt un pic dulci. Dar de ce eu primul totuși? Zici tu primul? Sunt un pic dulci, dar au și un pic de gust de acrișor. Eu deja m-am gândit la o notă. Da? Zici? Pun bariu. Că știu. A doua mea notă de 10. Eram sigură. Inițial și m-am gândit-o la 10, dar după ce am terminat produsul, simt că este un pic totuși prea dulce pentru gustul meu. Pentru copii, 10. Bun. Acum. Am zis 9. N-am zis? 9. I-am dat 2 note de 10 la rând. Bun, apoi tot de la McVitie's, Jaffa Kicks. Nu știu ce sunt astea. Sunt niște bomboane care, din ce înțeleg, au la mijloc ceva cu gust de portocale. Coated in delicious milk and dark chocolate. Ok, cam așa arată. Nu știu dacă la noi există așa ceva, probabil doar alea cu cocos, dar nu știu dacă sunt exact aceeași treabă. Ia să vedem. Țăranca. Evident. Una. Bălei, câte dulciuri am mâncat. Asta îmi aminte un pic de Crăciun. Are gust de Crăciun, probabil datorită scorțișoarei, auzi, portocale. Deci, probabil știm nota. Zic eu? Că la mine știm nota. Eu le dau un 8, pentru că sunt foarte dulci și ele. Da, e clar problema la mine, nu la produse, dar fiecare dă note după gustul lui. 3 note de 10 la rând. Logic. Deci la rând. Bine, sincer, asta cu portocale nu mă așteptam să le dai 10, dar, anyway. Și ultimul produs de la Cadbury, cred, habar n-am. Arată ca o pâine. Nu, e ceva de ciocolată, se numesc arată ca o Give Twirl a Whirl. Twin Bars. Se numesc Twirl. Dă un pic să le arătăm și apoi desfaci. Haplea. Haplea. Dar am zis că eu desfac. Da, te rog, scuze, m-am uitat. Bun, poți să dau cutia jos? Eee, mămăliga ta. Mămăliga ta de copil, dar... Deci nu mai pot, jur că nu mai pot mânca. Nu mai pot. Hai că e ultimul produs. Mă bați prietenește pe spate? Da. Nu știu cum să-l împărțim pe ăsta. Poftim? Mulțumim. Nu mai pot. Tu mai poți? Te sacrifici, vorba aia. Asta este ciocolată pură, care în interior, datorită acelor spirale, e foarte aerată. Bună. Deci da, 10 de la mine pentru asta. Foarte, foarte aromată ciocolata, foarte bună, foarte cremoasă. Se aseamănă, unele dintre ciocolatele mele preferate sunt Poiana și Milka.